Codruși de nouă ființe ai Dumnezeu de semin, în ziua cea vestită a Fierării, Împărăție lui Hristos să ne părăsim, lăudându-te de Iisus, ca pe un Dumnezeu întâlnesc. Hristos, care fi acum porți, ridică pentru tine și toată lumea, căuza mea mai mult la tine, care te-a dus de Dumnezeu prin dată, de la luți, de la mea de mare, și de la mare și de la rasă, pentru tine e cuvântul pe Hristosul meu. Ascultă-te, Dumnezeu nostru, Părinte ție, Părintea toții tole, și cu minte și spirite, fire ceea ce ești una te ipostasului, mai presus de ființa și de Dumnezeire, pentru tine ne-am botezat și pe tine te binecuvântăm, Împărătească și Doamnă, Maștina Maștinților, Cestui și Sărbătoarea Sărbătorilor, prin care binecuvântăm pe Hristos, Dumnezeu și Sfânta Sărbătoria din Moaț, Dumnezeu de Moaște Fecioară, Lumină, Dumnezeu.
pe Hristos, Dădătorul de viață, mărește sufletul meu pe Cel ce a pătit mine cu nevoie și s-a îngropat și-a înviat a treia zi din mormânt. Hristos, Paștele cel noi, jertfa cea vie ce sfită, mielușelul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Deșteptat ai după ce ai adormit pe cei morți din viață, împărățește rănit ca un leu din Iuda. Magdalena Maria a alergat la mormânt și pe Hristos văzându-l ca pe un grădinar a întrebat. Înger strălucitor între femei a strigat, nu mai plângeți, căci Hristos a înviat. Hristos a înviat cel ce a călcat moartea și pe morți i-a ridicat. Popoare veseliți-vă! Astăzi toată făptura se veselește și se bucură că Hristos a înviat și iadul a plătat. Astăzi a plătat iadul stăpânul, cel ce a ridicat pe cei legați, pe care a viat din viață, cumplit ținuți în sine. O Dumnezeiescul, o iubitul, o prea dulcele tău glas, căci cu noi ai făgăduit a fi adevărat până la sfârșitul viacului Hristoase, pe care întărire de nădejde credincioșii, avându-te ne bucurăm. Mărește sufletul meu stăpânirea cealaltă infostase și nedespărțită Dumnezeire, o Paștile cele mari și preasfințite Hristoase, o înțelepciunea și cuvântul și puterea lui Dumnezeu. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea nesărată a împărăției tale. Bucură-te, Fecioară, bucură-te, bucură-te, binecuvântată, bucură-te, preamărită, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Precum se topește ceara pe fața focului,
Evangheliului Hristos. Veselește-te, salută și te bucură, Ierusalime, pe Împăratul Hristos văzându-L ca pe un mire ieșit din mormânt. Așa de păcătoși de la față lui Dumnezeu, Oh,
cuvânt de învățătură al celui presfinț părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, în sfânta și luminata zi, a măritei și mântuitoare învierea lui Hristos, Dumnezeul nostru. De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se în bucuria Domnului Său. De s-a ostenit cineva postin să-și ia cum răsplată. De a lucra cineva din ceasul cel din tâi să-și primească astăzi plata ce dreaptă. De a veni cineva după ceasul al treilea mulțumind să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al șaselea să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păcuit. De a întârzia cineva până în ceasul al nouălea să se apropie nici de cum îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul întâi. Și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mântuie. Și aceluia plătește și acestuia dăruiește. Și faptele primește, și gândul îl ține în seamă, și lucrul îl prețuiește, și voința o laudă. Pentru aceasta, intrați toți într-o bucuria Domnului nostru. Și cei din tâi, și cei de-al doilea, luați-vă plată. Bogații și săracii împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți această zi. Cei ce ați postit și cei ce nu ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți, vițelul este mult, nimeni să nu iasă pe lume. Gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății, să nu plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște. Nimeni să nu se trebuiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de moarte. A prădat diavolul cel ce s-a coborât în ea. L-a umplut de amărăciune, fiindcă a gustat moartea din drumul lui. Și aceasta mai înainte, înțelegând-o Isaia grăit, iadul zice, s-a amărât întâmpinându-te de pe tine jos. Amărâtul s-a, că s-a stricat. S-a amărât că a fost batjocorit. S-a amărât că a fost coborât. S-a amărât că s-a surpat. S-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte bolului? Unde ți este iadul de biruința? Hristos a înviat și tu ai fost nimicit. S-a sculat Hristos și au căzut diavolul. Înviata Hristos și se bucură îngerii. Înviata Hristos și viața stăpânește. A înviat Hristos și niciun mort nu mai este în groapă. Că Hristos, sculându-se din morți, începătura celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine mărire și stăpânire în vecii vecilor. Amin. Din gura ta ca o baie de foc să lucine. Harul Oh.
Hristos a înviat. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Preacucernice Părinte Vicar, Părinte Protopop, preacucernici părinți împreună celebranți, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, iubiți credincioși, suntem în ziua Învierii, ziua Măritei Sărbători. Este cu adevărat ziua pe care Domnul a făcut-o să ne bucurăm întrânsa. Dar cum trăim această zi? Se spune că într-un oraș mare și frumos, luminat de sărbătoare, de sărbătoarea Învierii, reporterii, așa cum mai vedeți și pe aici, stăteau pe străzi și încercau să întrebe pe cei care veneau de la celebrarea liturgică. Și la un moment dat, un tânăr a fost interpelat și întrebat: tinere, dacă Iisus Hristos înviat ar apare acum aici, ce-ai face? Și tânărul a rămas puțin pe gânduri și apoi a spus: dar este deja aici. Primise deja o iconiță cu Hristos înviat și o pusese la piept. Dar noi, cum trăim această mărită sărbătoare a Învierii Domnului? Ce este pentru noi Învierea lui Hristos? Oare este doar un element istoric ce ține de trecut? Undeva departe, o istorie la Ierusalimul răstignirii și al Învierii? Sau poate este o teologie care ține de viitor? Și anume, așa cum spune Sfântul Pavel, prin Hristos cu toții am înviat și vom învia. Dar pentru prezent ne întrebăm ce ne rămâne pentru ziua de astăzi. Și aici este un alt cuvânt frumos al Sfântului Pavel, care spune așa: eu pe toate le socotesc de pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, să-L cunosc pe El și puterea Învierii Lui. Să-L cunosc pe Hristos și puterea Învierii Lui. Este o cunoaștere prezentă care ne cere să avem curajul de a-L căuta pe Hristos pentru a-L cunoaște mai bine și apoi a trăi conștient acum, aici, puterea Învierii lui Hristos în sufletele noastre. Și aceasta o putem face cu adevărat printr-un act de credință. Un act de credință pe care trebuie să-l repetăm zilnic și poate chiar de mai multe ori pe zi. Hristos înviat prin credință este alături de mine. De fapt, El însuși o spune apostolilor: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Hristos este cu noi.
dar noi suntem cu El. El este prezent și activ în viața noastră dacă noi trăim atenți și vigilenți momentele vieții noastre, evenimentele și ocaziile în care puterea Învierii se manifestă în viața noastră. Însă prea adeseori suntem egoiști și neatenți, superficiali și neglijenți, sau rutinați și obișnuiți, încât nu mai sesizăm semnele și urmele prezenței lui Iisus alături de noi și în noi. Pentru o țară depărtată, era un mare și puternic rege care cucerise multe teritorii și avea mulți supuși și multe bogății. Când era la castel, veneau supușii din țările cucerite să aducă darul în omagiu regelui. Printre aceștia, în fiecare dimineață, sosea și un cerșetor care, tăcut, aducea un măr frumos, mare, pe care îl întindea regelui și apoi se retrăgea tăcut. După mai multe zile, regele primea mărul deja puțin plictisit și îl așeza într-un coș de lângă tronul său și apoi, după ce pleca cercetorul, râdea împreună cu sfetnicii săi. Într-o bună zi însă, maimuța preferată a regelui a ajuns din întâmplare în sala tronului și văzând merele din coș, a luat un măr, a mușcat, apoi a dușit și a aruncat mărul. Regele a ridicat mărul de pe jos și l-a privit. Și a văzut că în interior era o perlă de mare preț. Și atunci a luat merele pe rând și fiecare măr conținea o perlă de mare preț. A dat atunci o poruncă să vină ciudatul cerșetor pentru a-l întreba ce înseamnă aceasta. Și venind cerșetorul, i-a răspuns: Maestate, am vrut să te fac să înțelegi că în fiecare dimineață primești un dar cu totul extraordinar. Un dar pe care nu-l mai bagi în seamă, pentru că te-ai obișnuit cu el ca și cu merele pe care le arunci în coș. Și acest mare cadou, acest mare dar, este darul vieții. Iubiți credincioși, sărbătoarea Învierii este din excelență sărbătoarea vieții. Sărbătoarea în care trebuie să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de viața pe care Hristos ne-a dobândit-o, nu doar atunci la Ierusalim, nici viața de la a doua venire, ci viața de acum, dacă știm să-L redescoperim prezent în sufletele noastre și să primim puterea Învierii Lui. Acest minunat cadou este cel care dă sens, coerență și profunzime vieții noastre creștine.
Acesta este cadoul sărbătorii Învierii, să ne rugăm să-L putem conștientiza și păstra în sufletele noastre Învierea lui Hristos și prezența Lui, prezența puterii Lui în sufletul nostru. Așa cum frumos scrie Sfântul Apostol Pavel Efesenilor: pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dăruiască după bogăția măririi sale, să fiți puternic întăriți prin Spiritul Său în omul interior și Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre. Înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, iar cel ce poate să facă prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai mult decât noi cerem sau pricepem, Lui să-i fie cinstea, mărirea și închinarea în biserică și în toate neamurile veacului veacurilor. Amin. Hristos a înviat. Thank you.